Bine v-am regăsit, dragi cititori Herald, la o nouă ediție, la un nou episod al rubricii Cititorii întreabă, psihologul răspunde. Astăzi, alături de noi, este Cătălina Olteanu, psihoterapeut integrativ, life coach, psiholog și în cadrul campaniei Provocări și soluții în relația de cuplu vom prezenta o carte, vom vorbi pe marginea unei cărți. O recomandare de carte este vorba despre Dansul furiei, ghid pentru femeile care vor să schimbe tiparul propriilor relații. Bineînțeles că vom aborda și subiecte mai sensibile în cadrul acestei cărți, de altfel, cum ar fi pe lângă furie emoțiile negative, faptul că nu ar trebui să ne reprimăm aceste emoții negative. Pe lângă furie, poate că simțim uneori și nedreptate, dezamăgire, tristețe. Vom vorbi și despre critică, despre negativism, despre mesaje toxice în relația de cuplu, pentru că, nu, relația de cuplu sau viața de cuplu este complexă și probabil că toți am trecut prin tot felul de încercări, mai mult sau mai puțin dificile. Cu siguranță, iubirea și relația de cuplu sunt supuse de-a lungul vieții unor provocări, unor tentații, unor probe ale timpului, le-aș putea spune, și bineînțeles tot felul de dileme la care încercăm prin intermediul acestei rubrici, Cititorii întreabă, psihologul răspunde, încercăm să răspundem la întrebările dumneavoastră legate de viața de cuplu, alături, cum spuneam, de invitații noștri, psihologi, psihoterapeuți sau coach. Așadar, revenim la discuția legată de furie, de această emoție, despre faptul că, așa cum discutam noi înaintea înregistrării cu Cătălina Olteanu, despre faptul că e sănătos pentru noi, pentru integritatea noastră, atât fizică, dacă ne gândim la somatizări și aș vrea să atingem și acest punct, sau dacă vorbim despre sănătatea și integritatea noastră psihică, e bine să nu reprimăm aceste emoții negative, cumva să le internalizăm, să le lăsăm să treacă, da? Să le gestionăm așa cum trebuie și să-i comunicăm până la urmă partenerului faptul că ne simțim într-un anumit fel. Noi, din păcate, de cele mai multe ori, și vorbeam cu Cătălina acest lucru, avem sentimentul, senzația, ne trece prin minte acest lucru că celălalt, partenerul, ar trebui să ghicească stările noastre, da? Ne vede într-un anumit fel, poate chiar starea aceasta de pasivitate, agresivitate, dacă stau să mă refer la comportamentul pasiv-agresiv. Dacă pun așa botul și sunt puțin îmbufnat și nu mai răspund sau răspund în doi peri, partenerul ar trebui să ghicească ce simt eu sau ce emoție mă cuprinde pe mine în acel moment. Deci, dansul furiei și emoțiile negative. Gata. Hai, îi dăm drumul. Bun. Mă întreb tu, mă prezint, ca să știu când să încep să vorbesc, să nu vorbesc peste Păi poți tine, să da? începi, poți să începi. Am început A, pot să deja. încep. Da, Am pentru că început deja. n-am Bine. făcut introducerea. A, Da. ok, așteptam să mă întreb ceva. Nu, nu, nu. Bine. Bună, Sorin. Bună tuturor. Mă bucur foarte mult să fiu aici cu tine. Îți mulțumesc tare mult că m-ai invitat. Și mulțumesc Universului că astăzi discutăm printr-o sincronicitate foarte frumoasă despre acest subiect, pentru că, fără să știi, astăzi aud că discutăm despre acea carte pe care eu mi-am făcut tema de dizertație și acel subiect pe care eu am lucrat și am studiat mult, și anume furia și cum ne impactează ea viața personală și relațiile cu ceilalți. Și știu că este extraordinar ceea ce faci. Mulțumesc foarte mult Cu drag. că faci munca asta și mi-ar plăcea să cred că oamenii care urmăresc emisiunile pe care tu le faci și informația atât de valoroasă pe care tu o aduci, pot să o vadă exact așa cum este, extrem de valoroasă, pentru că noi în România trăim efectiv, furia este ceva nasol, adică suntem învățați de mici, ferească Dumnezeu să fim furioși, iar cei care sunt furioși sunt catalogați și tratați ca și cum sunt oameni care au probleme psihice, sunt nebuni, sunt de renegat, da? Trebuie să ne ascundem, să ne trăim furia
ascunși în dormitor sau mai știu eu pe unde, oricum nu în fața celorlalți, pentru că asta aduce rușine și judecată și așa mai departe. Iar asta mai târziu, ca și adulți, ne impactează foarte tare viețile și relațiile, dar pleacă din copilărie. Adică merge foarte bine și pe zona asta de parenting, lucru cu furia, iar ceea ce tu vrei să discutăm astăzi este nemaipomenit. Și mă bucur că Universul m-a adus pe mine astăzi aici să discutăm despre asta, fără ca măcar tu să știi cât de mult am studiat-o pe subiectul ăsta. Chiar mă bucur foarte mult și mai ales faptul că încercăm prin această rubrică și prin această campanie, bineînțeles dacă ne referim la relația de cuplu, să aducem puțină lumină și puțină conștientizare cu sprijinul vostru al psihoterapeuților, al psihologilor, să vedem exact cum stau lucrurile, mai ales în societatea românească, pentru că relația de cuplu, știm foarte bine, este un subiect extrem de sensibil. Cum am mai spus-o și cu alte dăți, și aici am să te rog pe tine să dezvolți, am mai spus-o și în alte interviuri, nu există relație perfectă, nici măcar aproape de perfecțiune. Nu există parteneri perfecți, nu există copii perfecți, nu există părinți perfecți. Și atunci cumva trebuie să ne adaptăm și să învățăm, să relaționăm, să interacționăm cât mai bine posibil prin comunicare și prin asertivitate și prin empatie și înțelegere și așa mai departe, prin răbdare cu ceilalți. Spuneai despre furie și chiar în timp ce discutai mă gândeam la acest aspect, că furia nu o găsim doar în relația de cuplu. O găsim, uite, primul lucru la care mă gândesc când furia este prezentă, îți dai seama câtă încărcătură negativă, furia cel mai des o găsești în trafic, unde oamenii nu mai au răbdare unii cu ceilalți. În trafic. Și acum revenim la relațiile de cuplu. Tot așa, ca un joc al imaginației, ca un mic exercițiu de imaginație. Unul dintre parteneri a avut o zi proastă. Vine acasă și vine cu un bagaj. Noi nu știm motivele pentru care a avut o zi proastă. Ori în trafic, ori șeful a țipat la ea sau la el, ori orice se poate întâmpla, da? Și vii acasă cu acel bagaj negativ și tu ca partener, dacă nu-l înțelegi pe celălalt și faci în așa fel încât să nu devii reactiv, să nu cumva să intri în bula lui negativă, faci tot posibilul să nu escaladeze acel conflict. E, cum reușim noi să-l înțelegem pe celălalt, cumva să venim în întâmpinarea dorințelor sau a nevoilor lui, pentru că știm să spunem sau presupunem, sau poate chiar el ne comunică, ar fi ideal să ne comunice, că a avut o zi proastă. Și că uite, vine în casă, nu le lasă la ușă. Vine în casă cu o încărcătură energetică și cu o proastă dispoziție. Păi, cred că primul lucru ar fi bine ca partenerul nostru, dacă e posibil și o are o anumită inteligență emoțională, înnăscută sau învățată, să ne comunice. Da? E important pentru mine, ca partenerul meu, când intră acasă, a avut o zi proastă, îi se întâmplă viața, cum ni se întâmplă nouă tuturor, care exact așa cum ai spus, nu este perfectă. Și în același timp, e nevoie să-mi amintesc că sunt un adult. Și atunci când mă duc acasă, e important să știu că partenerul sau partenera mea este o altă ființă umană ca și mine și că nu este responsabil de ceea ce eu simt. Și atunci pot să-i spun. Ar trebui să-i spun, ar fi indicat să spun. Uite, am avut o zi grea, nasoală, oribilă. Depinde cum a fost. Mi s-a întâmplat asta, mi s-a întâmplat aia. Mă simt așa. Mă simt furios, mă simt iritat, am chef sau nu am chef să discut. Da? Iar partenerul să-l asculte pe celălalt. Să știe că i s-a întâmplat, dar e ca și cum facem schimb de informații. Celălalt mă informează despre ceea ce simte și despre ceea ce i s-a întâmplat. Și eu, cel care receptez mesajul, mi-aud partenerul spunând, da, am nevoie de oarecare inteligență emoțională să înțeleg că nu sunt responsabilă de ceea ce i s-a întâmplat lui,
dar că pot sau nu pot să-i fiu alături. Și atunci îl întreb. Înțeleg. Îți mulțumesc că îmi spui. Îmi pare rău. Că e foarte... Dacă vine din inimă, e foarte... Vin natural. Nu e nevoie să ne chinuim să facem lucrurile astea. E nevoie să avem empatie și iubire față de omul de lângă noi. Pot să fac ceva pentru tine? Da, am nevoie. Uite, am nevoie să vorbim despre asta. Super. Sau am nevoie să mă lași singur, funcție de nevoile fiecărui partener. Ok. Mai există altceva care pot să fac pentru tine? Pentru că dacă există parteneri care au nevoie să discute despre ceea ce le s-a întâmplat, există parteneri care nu au mecanismul ăsta, da? Să discute, au nevoie să se retragă. Și atunci e important să comunicăm, că dacă noi nu comunicăm, eu n-am de unde să știu ce nevoie are celălalt care vine cu bagajul. Cum și cel care vine cu bagajul, e important să știe că e bagajul lui și că acasă este relația, copilul nostru. Și să-l protejăm într-un fel sau altul. Consider că în ceea ce privește... Bun, acum eu generalizez un pic, sunt și cazuri particulare, excepții. Consider că poate o aplicare mai mare spre subiectul relație de cuplu o au femeile față de bărbați. Și de ce spun treaba asta? Poate că femeile citesc mai mult. Nu poate, sigur. Femeile citesc mai mult. Femeile se documentează și se interesează mai mult de acest aspect. Poate că femeile se implică mai mult în relația respectivă și din punct de vedere, să zicem, administrativ, gospodăresc, dar mai ales din punct de vedere emoțional. Bărbații sunt mai raționali. Și auzim câteodată expresia, pentru că aș vrea să mă leg de niște expresii pe care le auzim în relațiile de cuplu, în care sunt niște lucruri de discutat, sunt niște lucruri de comunicat, sunt niște lucruri de lămurit, de clarificat. Și partenera vine și spune, trebuie să discutăm, trebuie să avem o discuție. La care bărbatul, iar vrea să discutăm. De ce se întâmplă lucrul ăsta? De ce? O să încerc să răspund cât de calup, așa pot eu, că e un subiect, putem să stăm 5 ore cel puțin despre asta, da? Dar de ce se întâmplă asta? Este odată pentru că partenera vine cu acest trebuie. Da? Inconștient, ea își asumă poziția de autoritate. Dacă s-ar duce la partener și ar spune, iubitul meu, mă simt tristă. Simt că mă neglijez și că nu mă mai iubești ca înainte. Mi-ar plăcea tare mult să discutăm sau am nevoie să discut cu tine. L-ar ajuta pe partener să nu mai devină atât de defensiv. Dacă el aude trebuie să discutăm despre asta, ce face? Intră în poziție defensivă, își amintește inconștient, îi vine toată copilăria peste el, ca să zic așa, și intră în relație inconștientă mama cu mama sau cu trebuie. Tata. Da. Exact, cu autoritatea internă, nevindecată. Vorbim despre un partener care nu a citit, n-a făcut terapie, nu-l interesează, el crede că viața e așa... ca în filme. Viața nu e ca în filme și nici relația de cuplu nu este ca în filme. Și dacă vrei o relație bună, e nevoie să investești în tine și în autocunoașterea ta. Presupun că vorbim despre un partener care nu vrea să știe neapărat lucrurile astea. Și atunci intră într-o defensivă completă, nici măcar nu-și dă seama ce se întâmplă și ce face? Respinge partenera, respinge comunicarea și face exact cum ai spus. Aol, iar vrea asta să vorbim. Și relația de cuplu are de suferit din cauza ambilor parteneri. Pentru că niciunul nu are abilități de comunicare, nu știe, nu are informațiile despre cum să nu fiu intruzivă, pentru că nici partenera, adică nici ea nu procedează neapărat ok în momentul cu în care tact. Merge către el cu tact, cu iubire și cu, da? Când merge către el și spune, dar probabil că e posibil să fie ajuns și ea la un nivel de frustrare de nu-l mai poate conține și atunci îi zice, ori vorbim, exact. Ori divorțăm. Da, sau... da, da. Că na. Da, când mare cam de asta se întâmplă, da. Subiectul e foarte larg. Critică și negativism. Mesaje toxice. Cum le gestionăm?
Păi cum le gestionăm? Asta... Sau cum venim în pondere, în contrapondere, de fapt, ca să reechilibrăm balanța cu mesaje Pozitive. pozitive. Păi cred că, na, există un studiu făcut care zice pe relațiile de cuplu sau ceva în genul ăsta, care spune că au făcut un scor. Cumva că ca relația de cuplu să rămână una hrănitoare pentru cei doi parteneri și să nu se transforme într-o relație toxică care îi rănește și îi distruge pe cei doi, e nevoie de, cumva la o critică, e nevoie să vii cu cinci, ceva în genul ăsta, cu cinci Exact la asta chestii mă gândeam eu înainte pozitive. să spui chestia asta. Da? Exact la asta, da, pentru că am mai discutat odată, mi se pare că John Gottman, dacă nu mă Da, cred că cei de înșel, la Institutul Gottman au făcut. exact Da, de la da, da, Institutul da. Gottman, au venit cu ideea asta, Da. 5, raportul de 5 la 1, la una negativă, 5 Pozitiv. mesaje pozitive. Nu. Și atunci, cred că cu asta spunem foarte multe. Dacă tu mă critici în fiecare zi a vieții noastre, odată că distrugem intimitatea, încep să-mi pun măști peste măști, distanța dintre noi crește, nu există intimitate fizică fără intimitate emoțională, nu există relație armonioasă în care eu să pot să mă deschid sau tu să poți să te deschizi față de mine dacă eu sunt mereu defensivă și critica poate fi una foarte subtilă. Nu e nevoie să-ți spun direct în față, face aia, nu face aia, ești așa, nu ești așa. Adică, pentru că noi suntem foarte sensibili, chiar dacă nu ne dăm seama. Și la un nivel profund eu primesc mesajul tău, chiar dacă nu mi-ai spus direct, ești așa sau nu ești așa. Poate faci o glumă de un anumit fel. Critica însoțită Faci... de sarcasm. Exact, rănește foarte mult. Sarcasmul, ironia, critica distrug intimitatea și armonia în relații. Și sunt niște... Da, dacă raportul este de 5 la 1, putem să ne dăm seama cât de rău fac într-o relație. E important să fim foarte atenți la dacă ne dorim relații frumoase și dacă înțelegem importanța relațiilor în viața noastră și a relației de cuplu, pentru că o relație de cuplu te hrănește și te face mai fericit sau din contra, te poate distruge. Este extrem de important cu cine intri în relație, cu cine rămâi în relație, cum te comporți în relație, ce oferi în relație, ce primești în relație. Care ar fi, să spunem, secretul? Deși un pic am spus secret și mă feresc de acest cuvânt, dar care ar fi secretul sau rețeta unei relații longevive și funcționale? Pentru că degeaba este ea longevivă, dar dacă este plină de... Da, sunt multe cazuri, uite, părinții noștri. Mi-a venit în minte un exemplu, da? Relații de altfel longevive. De Da. ce? De ce? Din cauza impunerii societății, a Din ceea ce cauza trebuia să fie. impunerii unor modele culturale, comportamentale din partea societății, cutumele sociale, păi nu aia că ce zice lumea, că ce zic colegii, că ce zic prietenii, dar ce zic rudele, dar ce zic părinții. Da? Și atunci, din cauza acestei blamări, să spunem, sociale, devii așa un pic submisiv, tăcut, supus, ascultător și probabil că din acest motiv multe cupluri au rezistat, dar nu neapărat mergând pe funcționare de-a lungul anilor. Da? Au acumulat multe frustrări ambii parteneri în vreo 30, 35, 40, 45 de ani de căsătorie. Pe de altă parte, părinții noștri au mers pe un principiu, care de altfel mie îmi place. Repară înainte să înlocuiești. Un principiu care îmi place foarte mult pentru că țin foarte mult la unitatea relației și a familiei. Nu cu orice preț, dar oricum, dacă mergem pe principiu că relația reprezintă muncă, pentru că nu trebuie să ne ferim de acest cuvânt, relația reprezintă muncă, da? O, Doamne. Eu am două comparații, așa, două expresii, figuri de stil. Grădina cu grădinarul sau meșterul, bărbatul care ridică o casă. Cu cât fundația e mai solidă, cu atât casa aia va fi suficient de trainică până la sfârșitul zilelor.
cu cât grădina va fi plivită, bruienile smulse, udată tot timpul, semințe puse și pământul va fi roditor, pentru că eu muncesc pentru acel pământ, grădina mea va arăta superb. Și atunci vin și mă întreb, sunt în cuplurile părinților noștri acest principiu, să repari ceva ce ai greșit și se merge pe compromis. Repari în loc să înlocuiești. În viața noastră, acum vedem în jurul nostru, cel puțin de 10-15 ani încoace, o rată a despărților, a divorților foarte, foarte mare, pentru că ai sentimentul câteodată că oamenii nu mai au răbdare. Răbdarea pe care au avut-o, avut-o părinții noștri. Și atunci preferă să înlocuiască partenerul în speranța, în ideea că vor găsi ceva mai bun. Se întâmplă din fără păcate, să se educe. Da, din păcate, și aici aș vrea să te las pe tine să dezvolți. Merg pe ideea că găsesc pe altcineva mai bun cu care rezonează și lucrurile nu stau întotdeauna la fel, pentru că un partener nu poți să-l cunoști decât dacă trăiești cu el. Ok. O să încep înainte să discut despre grădină și despre casă, două metafori foarte frumoase pe care le-ai folosit. Nu știu niciun secret și nicio rețetă decât ce am trăit eu în viața mea și ce văd în viețile clienților care intră în cabinet. Și ce cred eu că este esențial înainte de grădină și de casă este cu cine aleg să fac această grădină și această casă. Pentru că eu pot să fiu un meșter foarte bun. Adică eu spun așa, iubirea nu e totul. Și din ce am experimentat, eu am văzut că nu este totul. Și cred că trebuie un nivelul de compatibilitate și de potrivire. Este extrem de important. M-am iubit cu bărbați complet nepotriviți mie și oricât m-am chinuit să fac grădina frumoasă, grădina a fost frumoasă pe aici, pe acolo, dar aveam idei diferite de amenajare. Ne plăceau flori diferite. Și am tras unul de celălalt până am înțeles că poți să fii un grădinar foarte bun și eu și celălalt, dar dacă ne dorim lucruri diferite în viață, nu funcționează. Și nu am cu cine să creez baza despre care spuneai. E foarte important cu cine construiești. Poți să repari cât timp celălalt își dorește o grădină asemănătoare cu acea grădină pe care și tu ți-o dorești. Cât celălalt este dispus să negocieze și tu ești dispus să negociezi asupra florilor pe care le plantați în grădină. Cine se ocupă de arat? Cine se ocupă de aia? Facem cu schimbul. Ne asumăm responsabilitatea comună. Astăzi eu, mâine tu, poate tu ai o perioadă mai grea, ok, o să grădinăresc eu mai mult în perioada asta. Dacă ajung să grădinăresc numai eu, este iarăși o problemă. Sunt foarte, foarte multe elemente, din punctul meu de vedere, care fac o relație să meargă și nu longevivă, cum spui. Eu nu cred că succesul unei relații are legătură cu durata și Dumnezeule câte exemple am pentru treaba asta, ci cu altceva. Cu altceva, cu nivelul de intimitate, cu ce trăiesc eu în relația aia, cu cât de bine mă cunosc eu pe mine în relația aia. Pentru că pot să vreau să repar, din tot sufletul meu pot să vreau să repar. Și e posibil să nu mai am ce repara, pentru că sufletul și iubirea sunt chestii sensibile. Dacă eu arunc cu noroi în continuu, la un moment dat voi putea să șterg cu aghiazmă noroiul de dinainte și să nu mai conteze pentru celălalt. Pentru că nu mai poate. Și dacă mi-aleg un partener compatibil sau cât de cât compatibil, ne potrivim, poate avem același limbaj de iubire. Este esențial să traducem iubirea în același fel. Dacă avem viziuni cât de cât asemănătoare, dacă ne urcăm într-o barcă și considerăm că amândoi vrem să meargă în direcția aia sau suntem capabili să negociem întotdeauna direcția care merge barca, dacă avem nevoi. Pentru că ni se schimbă nevoile pe parcurs. Poate intru în relație cu ideea că îmi doresc 3 copii și celălalt mă iubește pentru asta și vrea și el 3 copii. Și poate la un moment dat, peste 5 ani în relație, îmi dau seama că eu nu mai vreau decât un copil. Și celălalt își dorește în continuare 3 copii. Ce facem? Cine sacrifică?
ce compromisuri facem în așa fel încât să nu spun da și să te pedepsesc ulterior, an la rând, pentru decizia pe care o iau? Sau invers? Că e foarte complex. Apropo de compromis, m-a dus gândul la negociere. Compromisul, negocierea. Deși negocierea, dacă stai să te gândești, este un termen care vine din zona business, din zona afaceri, afacerilor, dar este un termen care se aplică foarte bine, consider, în relațiile părinte-copil și în relația de cuplu. Cât de important este să știm să negociem? Și ca o anexă a acestei întrebări, câte cupluri știu să negocieze? Pentru că mi-a plăcut foarte mult cum ai spus tu mai devreme. Când unul face prea multe, sarcini, task-uri și așa mai departe, da, se împovărează cu ele, iar celălalt nu, lucrurile se dezechilibrează. Da, are foarte mare legătură cu... Iartă-mă, te rog. Trebuie să învățăm să spunem, de exemplu, băi, uite, mie îmi place să fac lucrul ăsta și mă și pricep să-l fac, îl fac și nu doar unul, bineînțeles, mai multe. Adică să existe un soi de alegere. Mie îmi place, de exemplu, să duc gunoiul. Am dat un exemplu, banal. Sau să fac piața. Celuilalt îi place să facă curățenie în casă sau de mâncare. Sau, știi? Și atunci fiecare să... Dacă punem un pomelnic așa de 10 task-uri sau 15, le împărțim 7 cu 7. Doamne, Doamne, dacă ar sta lucrurile așa... E modul ideal. Doamne, deci ar fi plin de numai de relații împlinite. Eu cred așa, că dacă nevoile alea profunde, de bază, de iubire, de afecțiune, de a fi văzut, de a fi auzit, de a fi respectat, empatia, aprecierea, admirația, astea sunt nevoi de alea foarte deep, de suflet. Eu cred că dacă alea sunt împlinite și pentru femeie și pentru bărbați, că duci gunoiul azi și ai uitat mâine să-l duci, este prea puțin important. Însă eu cred că în momentul în care începem să ne certăm pe gunoi, pe șosete, pe vase nespălate, pe aia, pe aia, pe aia, alea sunt doar niște metafore, niște simboluri ale faptului în care să ne arate că de fapt problemele noastre sunt mult mai profunde, dar ori nu știm, ori ne este frică să le aducem pe masă problemele reale, ori suntem plini de durere fiecare dintre noi și nu mai știm cum să mai rezolvăm și atunci ce fac? Voi refula și mă voi supăra că n-ai dus gunoiul, că n-ai spălat aia, că n-ai făcut aia, când de fapt... Pe chestia apare minoră. Da, exact. Pe chestia apare minoră, da. Când în sufletul meu altele probleme de conexiune, de iubire, de intimitate, că e sexuală, că e emoțională, că e Dumnezeule. Alea sunt problemele. Nu, dar noi nu știm. Noi, dacă nu ne cunoaștem, dacă eu nu mă cunosc pe mine ca individ, că sunt femeie, că sunt bărbat și nu ne cunoaștem, decât dacă învățăm să facem asta și ori mergem într-un proces de terapie, ori citim niște cărți, ori investim în noi, altfel nu avem de unde să ne cunoaștem, că n-am avut părinți care, și nici ei, dragii de ei, n-au trăit în niște vremuri în care noi trăim luxul acum de a ne cunoaște și de a ne dori relații armonioase, că ei trebuiau să pună mâncare pe masă, alea erau prioritățile atunci. Nevoile primare, de bază. Nevoile primare, exact. Noi astăzi o ducem un pic mai bine și atunci ne putem permite să urcăm în piramida nevoilor și să ne dorim iubire. Da? Adică trebuie să am stomacul plin și siguranța asigurată ca să pot să mă gândesc la faptul că nu am intimitate emoțională în relație. Da? Și nevoie să mă cunosc pe mine. Pentru că îi voi striga celuilalt. M-am săturat să duc doar eu gunoiul. Da? Dar dacă e să mă uit adânc în sufletul meu, să mă întreb, dar eu ce strig? După ce strig, de fapt? Și celălalt să audă ce strig eu sau să-i spun. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre emoții negative, despre furie, despre critică, despre felul în care învățăm limbajul iubirii sau ar trebui să-l învățăm și felul în care încercăm să ne
reprimăm aceste emoții negative, ne reprimându-le sau neascunzându-le, cum mai spun eu câteodată, sub preș sau în boala cu presiune, da? Unde nu există supapă ca acele emoții să mai iasă puțin din aburul ăla care clocotește acolo și apa fiartă. A fost alături de noi Cătălina Olteanu, psihoterapeut integrativ, life coach, psiholog, și mulțumim foarte mult. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cititori întreabă, psihologul răspunde, în cadrul campaniei Provocări și soluții în relația de cuplu. Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi și ne-ați urmărit. Să aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută la Dansul Furiei de Harriet Lerner. La revedere, numai bine! La revedere!